Salut, prieteni! Azi veți auzi povestea senzațional de șocantă care s-a întâmplat cu Oxana Cobelețcaia. Când a fost internată în maternitate, chiar și medicilor le era frică să se apropie de ea. Ei n-au văzut așa ceva mai devreme. când femeia de 36 de ani, originară din Odessa, a aflat că din nou așteaptă un copil. Era extrem de fericită. Împreună cu Sergiu, soțul ei deja educa o fetiță de 3 ani și cuplul cu nerăbdare aștepta un nou membru al familiei. Dar ceea ce trebuia să fie o bucurie și în același timp un lucru normal într-o familie s-a transformat într-o senzație globală. Soții niciodată n-au planificat să aibă o familie foarte mare. Doi copii, asta era perfect pentru ei. Mai ales că niciunul dintre ei n-au avut gemeni în familie și considerau că așa caz nu poate să se întâmple cu ei. Dar când femeia a mers la o altă examinare de rutină, medicii i-au dat probabil că cea mai șocantă noutate din viața ei. Când medicul care o examina s-a uitat pe ecran, fața i s-a schimbat. M-am speriat pe bune. Îmi amintesc cum a început să numere cu voce tare câți embrioni sunt în burta mea și zicea că pentru asta trebuie să-mi dăruiască statul o casă pe malul mării. Ecografia a arătat clar cinci micuți. Nașterea cinci copii fără fertilizare în vitro este un caz foarte și foarte rar. Un caz la 55 de milioane. Și cât timp Oxana încerca cumva să proceseze noutatea, doctorii discutau încântați despre pacienta lor unicală. Majoritatea colegilor lor nu vor putea vedea așa ceva în toată viața. Nu puteam să realizez că asta se întâmplă cu mine. Îmi părea că sunt pur și simplu într-un vis și acuș o să mă trezesc. Viitorii părinți se chinuiau să digere noutatea șocantă căci toate planurile pe care le-au construit pentru viitor trebuiau schimbate, dar nici nu mergea vorba să refuze acest dar al sorții. Nașterea a început în săptămâna 30. Când a ajuns în sala de nașteri, deja o așteptau opt doctori și surorile medicale. Oxana și-a mintit apoi că toți o tratau ca pe o vază de cristal, cu mare, mare grijă. Trei băieți și două fetițe au apărut pe lume fără Cezariană, născuți în mod natural. Toți cei cinci nou-născuți erau absolut sănătoși, deși aveau nevoie de îngrijire suplimentară de la început. Abia născuți, Daria, Alexandra, Denis, Vladislav și David, au devenit vedete adevărate. Nașterea lor este un caz unic în țară. Trecuseră cinci luni, Oxana și Sergiu se pare că s-au obișnuit cu rolul părinților a șase copii. Când ies la plimbare cu cinci cărucioare, trecătorii nu pot să nu le zâmbească. Familia mare locuiește într-un apartament care le-a fost făcut cadou de către guvern. Pe paginile sale de socializare, Oxana publică fotografiile celor cinci perle ale sale și a surorii lor mai mare. Cine știe, probabil că cei cinci vor deveni adevărate modele. Se pare că au stofa necesară pentru asta. Fericire sau încercare? Sau încercare prin fericire? Orice n-ar fi, Oxana și Sergiu se descurcă de minune. Ne rămâne doar să dorim acestei familii frumoase toate cele bune, sănătate, pace și putere. Ce credeți voi despre asta? Scrieți-ne în comentarii! Și nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe.